Salutare la toată lumea! Întrebarea care o discutăm astăzi, cum ne înregistrăm la curs? Cursul online care va avea loc pe 15, va începe pe 15 ianuarie, va fi seara câte 2 ore, de la orele 5 până la orele 7 seara, deci de 17, cum ar veni, și 19. În plus, se va sfârși cursul pe 2 februarie, odată cu Ziua Sobarului. Ziua Sobarului în România este pe 2 februarie. Acum, revenim la subiectul nostru. Deci, cum ne înregistrăm la curs? Dacă sunteți membru a unei asociații de profil ASFOC, fie în România sau ASFOC în Republica Moldova, este mai simplu. Doar ați achitat costul cursului, ați primit un cod din partea președintelui asociației, v-ați înregistrat pe platforma online. Dacă nu sunteți membru al asociației, atunci vă sfătuiesc să o faceți. Și atunci chiar vă spun că convingerea mea fermă este că noi trebuie să fim, dacă ne considerăm profesioniști sau vrem să tindem înspre profesionalism, atunci trebuie să fim uniți în asociație profesională. Lucrul ăsta se întâmplă peste tot, eu am fost deja și am văzut cum se practică lucrul ăsta și de ce este important, e alt subiect la care nu vreau să mă opresc acum. Doar vă spun că este important să fim uniți ca profesioniști în asociație de profil. Deci, mergeți și depuneți o cerere de aderare la asociație, fie în România, fie în Republica Moldova. Asociația asfoc.ro sau asfoc.md. Următoarea etapă. Conveniți cu privire la costuri, deci vă achitați obligațiile care le aveți cu privire la curs și primiți la fel un cod de înregistrare pe platformă online. După ce v-ați înregistrat, veți primi o confirmare și veți aștepta că nimijlocit undeva pe în data de 4 ianuarie veți primi un link pentru Zoom, adică platforma pe care va avea loc cursul. Deci cam astea sunt etapele. Haideți să reiterăm. Deci prima, dacă nu suntem membri, atunci cererea de aderare. A doua, deci costurile, să le avem la zi, să nu avem restanță. Și a treia, codul pentru înregistrare din partea asociației și ne înregistrăm pe platformă. Cum ne înregistrăm pe platformă și ce trebuie să bifăm și ce răspunsuri la întrebări trebuie să dăm, vedem în continuare, am să deschid acum calculatorul și o să vă arăt în ce constă acest chestionar. Nu este nimic complicat. Deci, care sunt etapele de înregistrare la cursul din ianuarie 2021, 15 ianuarie, așa cum am spus. În primul rând, intrați pe site-ul asociațiilor de profil. Deci, într-un caz, este asfoc.md și vedeți aici contacte. Aici aveți numărul de telefon mai jos și adresa de e-mail. În cazul în care doriți deodată să veniți achitați după ce ați vorbit la telefon, puteți să descărcați de pe site, ați observat acolo în dreapta jos, este formularul cu cerere de aderare. Deci îndepliniți acest formular, puteți să-l trimiteți și îl scanați și îl trimiteți sau veniți deodată la oficiu. Eu vă recomand totuși că în perioada asta să evitați deplasările astea inutile. Deci se poate și prin poștă electronică să-l trimiteți și la fel întrebați numărul contului și puteți achita prin transfer. Deci asta în cazul la asfoc.md. În cazul asociației de profil din România, deci asfoc.ro. Deci iată site-ul asociației, intrați la contacte și aveți un formular de contact cu e-mail, cu subiect, mesaj și așa mai departe. Deci descrieți în câteva cuvinte mesajul, după care veți intra în legătură cu președintele asociației. Dacă nu, poftim, este mai jos secretariatul. Puteți să apelați la numărul ăsta de telefon și vi se vor da detalii cu privire la pasul următor. În cazul în care deja ați rezolvat cu asociațiile și cu cotizațiile plata pentru curs, deci veți primi un link către acest chestionar. Deci, iată aici trebuie să ajungem noi
după ce am achitat toate și suntem membri asociației, am achitat tot ce trebuie și suntem aici. Deci, care e procedura mai departe? Înregistrați-vă pe această platformă. E simplu, ca de obicei. Deci, adresa electronică, adresa de e-mail, aici este important ca să fie validă. Și nu schimbați pe parcurs această adresă. Cu ea o să mergeți în continuare, pentru că de fiecare dată, dacă linkurile la Zoom o să fie diferite în fiecare zi, atunci va trebui să mergeți, eu o să vă trimit automat pe adresa care v-ați înregistrat aici. Data și anul nașterii, mai jos, va trebui să indicați numele, prenumele, bifați din care asociații faceți parte, fie că sunteți în România, nasfoc.ro, sau sunteți în nasfoc.md. Veți primi, așa cum am spus, la înregistrare în asociație, codul de înregistrare. Aici va trebui să-l introduceți acest cod ca să mergeți mai departe. Dacă nu veți avea acest cod, nu trebuie să vă străduiți degeaba, pentru că nu va merge programul mai departe. După ce ați pus codul aici, mergeți la etapa următoare. Deci, la moment, sunteți sobar, ucenic, calf, maestru. Aici ați pus perioadele, evident că ele sunt așa orientative, ca să ne orientăm un pic, dar, mă rog, ca să ne cunoaștem unul pe altul. Denumirea întreprinderii, dacă sunteți angajat într-o întreprindere de profil sau poate sunteți conducător, nu contează, deci pur și simplu, SRL, sobă bună, sau fie că aveți întreprindere individuală sau, nu știu, altă formă. Ce așteptări aveți de la cursul dat? Bifați, vă rog, mai jos subiectele care vă interesează în mod deosebit. Care din subiectele de mai jos sunt în mod deosebit pentru dumneavoastră interesante și spune alegeți 5 opțiuni. Deci va trebui să alegeți 5 pentru că ele sunt mai multe, așa cum observați aici. Deci fiți atenți, bifați pentru că ulterior toate informațiile astea, în dependență de ce o să bifați, ele merg ca un vot. Și există un tabel în care ele se contorizează. Și apoi noi vedem care sunt totuși subiectele care sunt mai importante și deja pe data de 4, undeva ianuarie, va trebui să ne concentrăm sau să alocăm timp în cadrul cursului pentru subiectele pe care s-au votat mai mult. Și următoarea întrebare, spune că alte întrebări pe care doriți să le discutăm. Deci va trebui să introduceți ceva. Dacă nu aveți ce discuta mai mult sau sunteți astăzi așa, nu prea aveți dispoziție, scrieți mai jos că nu am alte subiecte sau ceva, va trebui să introduceți vreo două cuvinte pentru că nu veți merge mai departe. Dar, mă rog, gândiți-vă din timp și poate că într-adevăr n-a fost abordat un subiect, cu siguranță că noi nu putem, nu le-am scris eu, nu le-am notat pe toate. Notați aici să vedem, să discutăm, să vedem care sunt problemele care pot fi abordate în cadrul cursului nostru. Deci cam asta e procedura de înregistrare. După asta, ulterior, așa cum am spus, pe data de 4 veți primi prin poșta electronică care ați indicat-o mai sus, link-ul către programul Zoom. Ora și, în genere, veți primi programul deja total conceput pentru următoarele zile, va fi descris în ce zi, ce se va discuta, care vor fi instructorii care vor vorbi sau experții. Vom încerca să invităm și pe alții. Sănătate și succes!